Din data de 15 martie a debutat etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19. De la lansarea etapei pentru populația generală și până în prezent, în județul Mehedin s-au înscris pe listele de așteptare peste 5.000 de mehedințeni. Din 15 martie, orice cetățean se poate programa pentru etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19. În acest moment funcționează o listă de așteptare pe care s-au înscris 5.058 de mehedințeni. Începând cu data de 15 martie, a debutat etapa a treia de vaccinare din Strategia Națională privind vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit datelor statistice, de la lansarea etapei pentru populația generală până în prezent, în județul Mehedin s-au înscris pe listele de așteptare pentru a fi notificat atunci când vor fi locuri disponibile, 5.058 de persoane. Reamintim că programarea se poate realiza atât online pe platforma RoVaccinare, cât și telefonic la call center la numărul de telefon 021414452. Fiecare persoană se poate înscrie o singură dată pe o singură listă de așteptare. În momentul în care apar locuri libere, sunt notificate cu prioritate persoanele vulnerabile, persoanele cu vârste de 65 de ani, persoanele cu boli cronice și cele cu dizabilități. Pe restul de 25% sunt notificate persoane care sunt programate și care aparțin de activități esențiale. Dacă rămân locuri libere neocupate în acel centru, sunt notificate în ordine cronologică persoanele care sunt în listă de așteptare și care aparțin de etapa a treia.